Salut! Sunteți pe canal Cool Family. Și Cool Family astăzi a ieșit la plimbare, pentru că este sâmbătă, este o zi frumoasă afară și noi am ieșit la plimbare la stadion. Fetele să meargă cu bicicleta și trotineta. Rosmina e mai mare, are bicicletă cu două roți. Iar Melissa pe trotineta va merge. Iar noi cu mămica ne vom odihni. Fetele s-au dus departe. Nu se vede aproape, dar în cameră. Dar nu prea departe ca să le putem controla. Le putem vedea noi. Noi ne-am așezat pe iarbă să ne odihnim puțin. Mai la umbră, am găsit un căpăcel aici. Acum e soarele după 9 și nu se vede, dar e mai umbră aici, da? Da, nu se simte umbră. Cum e umbră, că e după 9 ori. Și noi ne-am așezat să ne odihnim, să mai discutăm și noi despre diferite teme. Pentru că e o zi frumoasă afară. Da, da. Asta e. Tot ne gândim la capitolul școlii pentru Jasmina și ne gândim în ce școală să o dăm. Da, trebuie mai decât săptămâna aceasta să le decidem, pentru că știu că admiterea se face până la jumătate de iunie, parcă, luna iunie. Așa ceva, da. Așa că noi ne gândim, suntem până ce între două școli. Ne gândim să fie cât mai aproape de casa noastră, să fie totodată și în centrul Ciocani, sectorul unde locuim noi, deoarece noi planificăm să schimbăm apartamentul și să fie comod nou, să găsim tot apartamentul, să căutăm tot la Ciocana, să ne fie comod din orice punct să ajungă cât mai ușor la școală. Da. Și stăm între școala cu profil sportiv, unde o să o dăm la înot, eu foarte mult vreau la înot, sau o școală de clase primare, da? Da. Până la 4, de la 1 până la 4. Dar acolo e un minus, e foarte aproape de casă, cea mai aproape școală de casa noastră, unde locuim noi acum. Dar e un minus că după 4 ani de studii va trebui să o schimbăm în altă școală și de acum să se acomodească prin cu colegi, cu profesori și o să fie mai... O să face prieteni. Da, o să fie mai stresant pentru ea. Nu pentru noi, cât pentru ea. Deci aici ne gândim mai mult că să dăm la una care să fie liceu, să fie cu 12 clase. Asta da? E, da. Și alt moment pentru care noi ne-am așezat să mai... Să stăm la sfat. Să stăm la sfat, să mai chipzuim așa, să mai punem țara la cale, cum se spune. Ne gândim și la alt apartament, cum a spus Olga. Și vrem să-l căutăm pe internet ca să luăm închirie, da, alt apartament. Da, vrem un apartament mai mărișor, mai mare să fie, mai voluminos. Mai spațios. Mai spațios, da, mai spațios. Ce sinonime mai găsim la cuvinte? Da, da, să aibă pe telecameră, odaia lor să aibă, noi să avem odaia noastră, să avem bucătărie mare și cu, vrem foarte mult, cu living să fie, deoarece să fie pentru oaspeți, să prindem oaspeți acolo, da? Da, da, da. Așa că nu trebuie, dacă cu două camere să fie, cu două camere, dar să fie spațioasă, bucătăria spațioasă și livingul, holul, da? Sau să fie cu trei odăi, poate și cu patru. Poate și cu patru, depinde de preț. Poate și o căsuță vom găsi, vrem foarte mult o căsuță, dar căsuțele sunt, care ne plac nouă, sunt foarte scumpe, da? Foarte scumpe, dar care se ieftine nu ne placă nouă, sau sunt în alt sector. Aha. Voi dacă aveți idei, uite mi-a venit așa o idee, măi. Da, da, voi da. Dacă aveți idei și ați văzut vreun anunț pe internet. Să aveți cunoștință, chiar voi, părinții voștri, rudele voastre, oferă închirie, apartament, să fie, neapărat să fie în casă nouă și să fie cu reparație euro. Noi vrem să fie euro, să fie mobila nouă, deoarece am locuit primii ani, de căsnicie am locuit într-un apartament vechi și mobila era veche și după o săptămână de traie crăpa bauna, cădea o ușă, se rupea un dulap, nu știu, acolo și o noi... O masă, da, cădea, da, picioarele. S-a apa în cap. De așa am decis să închiriem până să avem apartamentul nostru, sperăm că în curând o să ne putem permite să ne cumpărăm al nostru personal. Așa că până ce să închiriem unul bun, mai ales că ne trebuie și să fie și ca studio unde să facem videoclipuri pentru voi foarte interesante. Să vă placă și voi să priviți unde trăim noi, nu să fie ceva, adică... Parcă fiecare de acum cu ce are posibilități, slavă Domnului că pentru toți care au înlocuit, pentru că sunt mulți care n-au înlocuit, pentru că sunt în stradă, dar cât luând în considerare că avem nevoie și pentru o filmare, atunci avem nevoie de ceva luminos, spațios și curat. Da, așa că dacă voi aveți vreo idee, ați văzut vreun anunț undeva, puteți să scrieți în comentarii linkul
Aceea, da. Să ne lăsați și noi vom intra și vom vedea. Da, un lucru foarte mult trebuie să fie luminos pentru videoclipuri, să nu umblăm totdeauna cu softbox-urile după noi ca să avem lumini, dar să fie luminos, adică de dorit mobilă să fie în culori deschise, bej, alb, nu știu, da? Da, da. E clar că să fie contrast și verde și roșu, dar sigur, baza să fie deschisă. Să fie luminos. Luminoasă, să fie apartamentul, camera, casa să fie luminoasă. Asta e. Da, așa că noi acolo și-o dătic o să întreabă cu internet să mai răsfăim, să mai căutăm. Da? Dar voi, cei care vedeți acest video și ați auzit ceva, cum v-am spus, lăsați un link în descriere. Bine? Da. Și prețul să fie bunișor. Nu trebuie nici foarte ieftin, dar nici foarte scump. Adică să fie mediu, dar să fie... Da. Bun, mult și cum? Ieftin, bun și mult în kilo. Așa se spune la moldoveni, da? Da. Mult în kilo, mult în kilogram, adică volum mare, da? Da. Petri, avantajos. Ia uitați-vă acolo de acolo. Vedeți bicicleta și trotieta de acum sunt parcate. Iar fetele acolo fac ceva, nu știu ce le fac, dar spune la ceva acolo, a, își leagă și rieturile, cum înțeleg eu, da? Probabil. Da, iar da. Melissa o urmărește, o păzește. Asistent. Melissa! Jasmina! Așa e. Va, ce bravă, altă de mânuță. Să știți că Jasmina e foarte bravă la acest domeniu, are grijă de surioară mai micuță. Salut, prințesele! Era foarte bine aici, dacă era un topogan ceva, un scrânciop. Aici stadion, apropo, iată aici, alături care e liceul, noi ne gândim, adică posibil să o dăm pe Jasmina aici, la acest liceu. Liceul numărul 2, cu profil sportiv, de not și fotbal. Da. E aici. Nu mai este, aici este și gimnastică, bar și box este. Dar au, eu știu că acestea au... sunt obiectele de bază. Sau da? Ce? Da, da, i-am văzut că are mai multe, da. Dar în orice caz, parcă este și și dansă, parcă hip-hop, ceva, nu știu aici, da? O să dar vedem. Noi vrem să dăm anume la not, e foarte mult, foarte mult, iubește apa, să noate, e... E și în vana rânuta, dacă da, aveți pace. Cadă, da, cadă, da. Da, îi place foarte mult să noate apa și asta e foarte bine, un sport foarte bun. Da, pentru sănătate, da, pentru... Foarte bun, da. Să crească și ai înăltuță, să fie încă și mai înaltă. Înaltă, frumoasă. Deșteaptă. Da. Cu minte ascultătoare, așa cum trebuie să fie un copil și cum visează oricât ce părinte, da? Hai tare, tare! Hai tare, tare! Ții bine? Ții bine? Hai tare, tare! Noi, primblându-ne mai departe, ne ducem să cumpărăm peștișor, pentru că vrem să facem astăzi o maligută. Da, așa că la moldoveni. Cu mojdei, cu brânză, cu smântână, cred că așa va fi. Da, acuș. Principal să găsim pești. Mersa, ia cântă, cântă, te rog. Ta 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 ta. Mi-a cântat melodia ea, de jale. Un cântec de jale, da. Din partea Melissei. Melissa, noi trebuie să plângem la cântarea aceasta sau ce trebuie să facem? Hai cântă ceva de mai vesel. Mai vesel. Din ceva mai vesel. Hai, cântai până acum, hai, cântă. Vreau. Așa e greu când copiii fac capricii. A fost un porumbie și s-a schimbat dispoziția. Mai departe. Plastinga, da? A trecut la refren, da, Melissa? Tu vezi scaunele? Da, scaunele sub. Masaj la pupăneață. Masaj la pupăneață, da. Hai, 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 mai tare, mai tare. Gata. Gata. Da, până vom ajunge la piață, va trece nu știu cât timp. Ia uite ce topogan în dublu. Wow.
Super. Hai, Melissa, mămica o ajuți? Da, dar vezi că nu-i cu umor. Zasmina nu poate tare tare, numai Melissa. Amândouă odată puteți să vă dați. Vă dați acum? Că noi nici n-am observat. Foarte rapid de pe lasă. Da. Nu reușești să clipești din ochi de acum toboganii. Oh, de acum acolo, Melissa. Stai, 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 amândouă odată. Împreună, scrie care mai repede. Scrie care mai repede ajunge. Hai. 3, 4. Amândouă odată. Bravo. Bravo. Chiar dacă ți-ar vrea să mergi mai lungi, ți-a ajuns să vrei mai lungi. Nu e fierbinte. E călduț, așa-i? E mare, păru, da, e mare, ai făcut destul ca jos. Hai, 3, 3, 4, Să-ți vină prima de data aceasta. Fuga, fuga, fuga. Acum o să fii prima Melissa. Acum am crescut și plecăm mai departe, bine? Da, vă odihniți puțin înainte de un drum. Încă? Ai fi mamica încă să-ți o primiți? Da! Se poate ce mamica să intre, Melissa? Da! Dar Ticu, se poate să intre? Da! Ticu, doar să intre pigea? Uaf, nu știu! Încăpem toți patru aici! Yeah, Casa e plină! Să vrei să vină oaspeți, n-ai unii primi. Da, cool family. Într-o căsuță. Acum gata, mergem după peșciori, bine? Hai să cumpărăm peșciori. Noi am ajuns acasă, de acum ce facem ele? Melissa curăță ceapa, foarte mult iubește să curățe cepele cu mânuța. Da? A ajuns la codiță, dar codița nu poate să o rupă. Acușa mică să o taie cu cuțitul, bine? Ia uitați-vă ce am cumpărat noi. Doi peștișori, doi carpi. Eu am reușit de acum să-i curăț de sus și să-i curăț interior, să-i scot interiorul. Așa, acum o să-l tai bucăți, o să-l condimentez și o să-l pun în rolă să se coacă ca să fie mai sănătos. Și cât timp peștișorul nostru se coace, eu am să pregătesc mămălicuța. Astăzi mâncăm mâncare tradițională moldovenească. Iar tăticul a plecat înapoi la piață să mai cumpere niște brânză și... ce mai se mai cumpără? Pâine și usturoi. Avem să facem muștei? Cam asta. Ce faci, mămica? Oh, ce ai cumpărat-o? Îl pregătesc? Brânzica, brânza cum îți pare? O prea să-mi pus pe brânza, doamna. Se deschide? Da. Jasmina, poți să deschizi brânzica? Deschide. Nu, cred că nu mai ia, că nu știu dacă să-ți dai voie.
Olga scoate pieștele. Wow, ce frumos. Sănătos, copt, mărgine, apă de puțină, sare, rozmarie, coriandru, așa, pe farfurie. Poți să arăt mămăliguța care am pregătit-o. Așa, le facem mămăliguți micuțe, aceste bucățele de unt, e fierbinte și introduci untul și scăpești foarte delicios, foarte șlăgingăș. Brânză, smântână, mujdei, iată mujdeiu. Așa, e mujdei usturoi pisat, da? Și mai adaug ulei puțin. Farfurie, melisă trebuie retină. Adaug puțin ulei și, și apă puțin. Ați adaug și sare, eu îi prefer fără sare. Așa, scopiște șorul și mâncăm, da? Mai încă de mai avem nevoie de orice avem mămăligă. Mai încă de mai am căpșunieri, prima dată am trebuit să mâncăm căpșunieri. Super! Da. A sosit sezonul căpșunilor, am văzut că prețul e foarte mipărat și foarte scump, ne gândeam că poate o să fie mai târziu mai ieftin, dar după cum am zis o să fie mai... puțin mai ieftin, da? Da. Adică... Pentru că ploaie puțin a fost, dacă va fi cu ploaie mai multe, atunci și se vor ieftin. Acum aprofităm din moment și mâncăm căpșunile. Da. Și cum la voi, pentru la voi mai ieftin, dar noi sunt foarte, foarte scumpe la aceste căpșunile. Ok, pregătim și mâncăm. Așa. Smântânică să pun? Da. Iubesc smântânică. Pun aici, dar mai sunt mai către tot. Super. Foarte bine. Așa. Milița, tu vină încoace. Așa. O, mersi. Mina, stăție. Cina noastră este gata și noi ne-am așezat la masă ca să mâncăm. Acum ne vom ruga și vom mânca. Iar vouă, ca să nu vă facem poftă, vom încheia vlogul aici. Cui îi place Mămăliga și a plăcut acest vlog, vă rugăm să ne puneți nouă like, să vă abonați la canalul Cool Family și noi vă dorim o zi frumoasă în continuare. Pa, pa! Pa, pa!